Echipa de volei băieți a Clubului Sportiv Școlar din Iculescu, angrenat în campionatul național rezervat juniorilor, a cedat în jocul din deplasare din capitală, în care a întâlnit puternica formație a celor de la CSM București. Elevii profesorului Viorel Caramelea nu au prins o zi bună, astfel că bucureștenii s-au impus fără drept de apel. În primul set, CSM București a avut nevoie de cât de 30 de minute pentru a câștiga 25-15, iar în setul secund, gazele au terminat în fanfar 25-8 în mai puțin de 20 de minute. Doar în cel de-al treilea set, CSS din Iculescu s-a ridicat la nivelul adversarilor, mergând cap la cap până la scorul de 22-22. CSM București a forțat atât cât a fost nevoie și a încheiat setul 25-22. În urma înfrângerii suferite, CSS din Iculescu a coborât în clasamentul seriei până pe locul 4 cu 13 puncte acumulate, pe când învingătoarea CSM București a urcat pe poziția a treia, la egalitate de puncte cu învinsa de duminică, dar are un joc mai puțin disputat. În ciuda eșecului înregistrat, CSS din Iculescu păstrează reale de calificare la turneul semifinal care va avea loc în primăvară, însă până atunci, mușcelenii mai au de disputat partidele cu CSS Tulcea și CTF Mihai I București pe teren propriu și în deplasare la Ploiești cu formația colegiului național Mihai Viteazu.